Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. În lumina crucii, expoziție de cruci și pristolnice. Bilanț la filiala din Bacău a Asociației Cultul Eroilor. Fotbal in Heaven la Târgu Ocna și Dărmănești. Bilanț la filiala din Bacău a Asociației Cultul Eroilor. Membrii filialei Colonel Corneliu Chirieș Bacău a Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria au analizat sâmbătă 25 martie activitatea desfășurată în anul 2023. Participare numeroasă la eveniment, fiind prezent președinți de subfiliale ale Cultului Eroilor din tot județul Bacău, cu mici excepții. Manifestarea a debutat cu intonarea imnului național și a imnului eroilor. Mai multe detalii în minutele următoare. Conducerea președinții de subfiliale și membrii filialei au participat în fiecare an, deci în anul 2022, la manifestările de comemorare a eroilor și de aniversarea unor evenimente din calendar, precum Ziua Eroilor, Ziua Imnului Național, Ziua Națională a României, Ziua Armatei României, Ziua Tanchiștilor din Armata României, manifestările anuale, Memoria Uituzului, Ziua Vânătorilor de Munte, Ziua Artileriei Române, Ziua Rezerviștilor Militari din Teatre de Operații, la manifestări culturale și științifice, etc. La multe din evenimente au fost acordate diplome de onoare și de excelență, insigne și plachete sau medalii ale Cultului Eroilor. Câteva din manifestări. 31 martie am participat la Udești, la plantarea a 16 stejare ai memoriei. Filiala Cultului Eroilor am venit cu ajutorul direcției silvice cu 5 stejari care le-am plantat și le-am dat denumirile la principalele teatre de război din primul război mondial. Cașin, Mănăstirea Cașin, Valea Uzului, am ținut foarte mult să fie trecut un stejar cu această inscripție, Cireșoaia și Uituz. Unde am participat la cele enumerate, Ziua Veteranilor și așa mai departe, nu să... Bine ați venit, domnul Cojoc. Domnul Cojoc Sorin, președintele subfilialei de la Udobești. Pe 13 mai anul trecut, la împlinirea unui an de la ridicarea la ceruri în cimitirul central din Bacău, a avut loc o slujbă dedicată comemorării lui Timofte Paul Valerian, cel care a fost 12 ani președinte al filialei județului Bacău. 15 mai, la Mănăstirea Cașin, a fost înființată subfiliala cu alegeri și votarea conducerii. După noi etape ale protocolului protoieriei Bacău, eroi au fost, eroi sunt încă, semnat cu protoieria Bacăului. Au fost derulate în tot cursul anului 2022 20 de întâlniri la parohii din geografia acestei protopopiate. În cadrul evenimentului Centenarul Coroanei, organizat de protopopiatul Unești, la Uituz a avut loc un parastas solemn pentru regele Ferdinand, Întregitorul și Regina Maria. De Ziua Eroilor, asociația noastră a organizat mai multe evenimente, începând cu un ceremonial militar-religios la Bacău. Evenimente similare au avut la Onești, Târgu Ocna, Mărgineni, Parohia Galbeni, Mănăstirea Cașin, Berești Azlău, Dărmănești, Comuna Nicolae Vălcescu, Zemeș, Uituz, Poiana Sărată, în Comuna Mălgura, în satul Hol din Letea Veche, în Comuna Uncești, în Izvorul Berhecelui, parohiile Berești, Bistița, Traian, Dumbrava, Racova, Mărăș și Gârleni, precum și în Apa Său și Podul Turcului.
În lumina Crucii, expoziție de crestături în lemn, vineri 24 martie, de la ora 14, la Complexul Muzeal Iulian Antonescu din Bacău, a avut loc vernisajul expoziției talentatului Dorel Bălăiță. În lumina Crucii este o invitație la o călătorie în apropierea sufletului țăranului român de altădată, prin intermediul a circa 120 de cruci de mână și pristolnice readuse la lumină cu ajutorul tehnicii crestături în lemn de către un inginer chimist îndrăgostit de arta populară românească. Mai multe detalii în minutele următoare. Aș vrea să spun nu foarte multe lucruri, dar aș vrea să punctez un lucru. Ne aflăm după Duminica Crucii. Există o sărbătoare a Crucii în postul Paștelui. Anul ăsta a fost, nu știu dacă e fixă, pe 19 martie, duminica trecută. Și cumva este legată această expoziție și de acea sărbătoare în Duminica Crucii, când se fac procesiuni, la Duminica Crucii se face, bănesc că și la aici s-au făcut. Ce aș vrea eu să vă spun în plus, meritele mele sunt un pic mai mici decât au spus cei doi vorbitori în lumea mea. De ce? Pentru că ceea ce vedeți expus aici sunt modele copiate după vechi cruci românești, pe care eu le-am descoperit în călătoriile mele prin muzeile ale satului din Maramureș, de la Golești, Nerzețu Argeș, din București, prin vechi case românești, se mai păstrează câte o cruce sau un prescurnicer, acum ele sunt foarte căutate pentru a fi vândute pe internet. Sunt colecționari și în țară de astfel de obiecte. Eu am, văzând multitudinea acestor cruci pe care țăranul român, în momentele lui de răgaz, le-a creat cu doar o prișcă sau un vârf de coasă bine ascuțit, și eu le lucrez doar cu niște catere obișnuite. Mi-am cumpărat și de ăsta, nu le folosesc pentru că nu-mi iese. De altfel și tehnica crestăturii nu e o sculptură propriu-zisă, e o incizie nu foarte adâncă în planul lemnului și o tehnică folosită de țăranii români, care v-am spus, cu vârful de la coasă, stăteau și făceau, în general, modele geometrice pe cruci, pe cristolice. Există niște obiecte capodopere ale artei populare românești, zic eu, acele fulgi de tors cu aripi sau cu coarne, sunt o splendoare, mai puțin specifice Moldovei. Eu cel mult aș vrea să spun că sunt un meșter crucier, așa cum era cel care făcea crucile de mână sau crucile de pus în casă sau pecetarele. La noi, în Moldova, pecetarele mai puțin aveau formă de cruce. Aici sunt multe pecetare din Transilvania, din Oltenia subcarpatică, datorită transumanției, ele veneau din Transilvania, în sfârșit în Oltenia. Ce să vă spun? Eu am încercat să adun aceste modele. Ele sunt mult mai multe. Aici sunt o selecție de 120 de obiecte cruciforme. Mai am acasă cel puțin încă pe atâta, dar am adus și mai frumușel. Aș vrea să spun un lucru care l-am aflat și eu, întâmplător, fiind inginer la bază, mai citesc și știrile în domeniul descoperirilor științifice. Acum, vreo câțiva ani, lumea asta genetică a descoperit o proteină care face ca celula să se lege de o altă celulă și ca această proteină ajută ca să se organizeze celulele în interiorul corpului uman sau a animăluțelor sub forma care de ficat, de inimă. Acești cercetători au numit această proteină proteina lui Dumnezeu. De ce au numit-o așa? Pentru că are o formă specială. Are formă de cruce. O să vă invit să căutați pe internet despre proteina lui Dumnezeu, să vă edificați. Acum, nu știu cât de credincioși au fost cei care au descoperit această proteină, dar ei sunt surprinși de această formă a proteinei. Deci este o proteină, o celulă foarte mică, care face legătura între celule. E un lucru foarte interesant.
interesant. Eu am rămas impresionat de lucrul ăsta. Ei spun că iată este pecetea, dovada că Dumnezeu ne-a creat, că e un lucru interesant. Vă invit să căutați proteina lui Dumnezeu. Ei au spus la minină. O să aflați mai multe despre ea, dar interesant e forma ei. Formă de cruce. Urs la barajul de la Sascut. Un urs a fost filmat ieșind din apa barajului de la Sascut, la Costișa mai precis. Doi tineri aflați întâmplător în zonă l-au văzut și l-au filmat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Atenție sporită pentru cei care obișnuiesc să meargă să pescuiască în zona barajului de la Sascut. Fotbal in Heaven, Târgu Ocna și Dărmănești. La finalul acestei săptămâni, 35 de blogări, fotografi sau simpli microbiști din țări precum Anglia, Scoția, Țara Galilor sau Norvegia au confirmat prezența în județul Bacău pentru a asista la mai multe meciuri de fotbal din ligile inferioare și pentru a vizita obiective turistice din zonă. Vizita grupului de străini în județul Bacău se desfășoară în cadrul vizitei celei de-a 6-a ediție a proiectului Fotbal in Heaven, organizat de Asociația Județeană de Fotbal Bacău în parteneriat cu Serviciul Public Județean de Promovare a Turismului și Salvamont Bacău din cadrul Consiliului Județean Bacău. Mai multe detalii în minutele următoare. Vă salut pe toți cei care astăzi ați ales să veniți la Dărmănești. Salut prezența domnului Sala, colegul nostru și prietenul nostru care a susținut mereu viața sportivă, nu numai în județul Bacău, dar în mod special în Dărmănești. Salut prezența echipelor. Le doresc celor două echipe succes și la urmă să le strângem mâna celor mai buni. Salut prezența iubitorilor de sport și nu numai veniți din afara României aici la Dărmănești. Tuturor vă doresc o ședere frumoasă și să reveniți ori de câte ori aveți ocazia aici la Dărmănești. Veți găsi niște oameni extraordinari, niște locuri frumoase și de fiecare dată vă considerăm prietenii noștri. Mulțumesc, succes tuturor! Crosul Jandarmeriei 2023. Jandarmerii Gruparea Mobilă Bacău și Inspectoratul Județean Bacău au organizat Crosul Jandarmeriei, întrecere sportivă în cadrul activităților dedicate Zilei Jandarmeriei Române, care pe 3 aprilie împlinește 173 de ani de activitate. Susținerea și încurajarea activităților sportive în cadrul celor două unități de jandarmerie din Bacău constituie un obiectiv important, orientat spre menținerea și fortificarea sănătății jandarmilor. Competiția a avut ca scop promovarea unui mod de viață sănătos prin practicarea sportului, atât în rândul nostru, cât și în rândul societății civile. În acest sens, am invitat elevi și studenți din Bacău să participe alături de noi la această întrecere sportivă. Proba de concurs a constat în parcurgerea unei distanțe de 5.000 de metri, iar jandarmii au demonstrat că, pe lângă activitatea profesională pe care o desfășoară zi de zi, sunt buni și la activități sportive. La băieți, cei 5.000 de metri au fost parcurși în timpul cel mai scurt de către un jandarm din cadrul Inspectoratului Județean Bacău, urmat de doi elevi de la Colegiul Național Gheorghe Vrânceanu din Bacău, iar la fete, pe prima treaptă a podiumului, a urcat o elevă a Colegiului Național Gheorghe Vrânceanu Bacău, fiind urmată de o elevă a Școlii Gimnaziale Mihai Drăgan Bacău și o studentă a Facultății de Sport la Vasile Alexandri din Bacău. Ocupanții podiumului au fost premiați cu medalii și cupe, dar învingători au fost declarați toți participanții la ediția din acest an a Crosului Jandarmeriei. Agenda încărcată la Biblioteca Radu Rosetti din municipiul Onești. Se pare că elevii, dar și adulții care obișnuiau să treacă pragul instituției, s-au obișnuit repede cu noua locație, iar evenimentele culturale continuă să rămână la fel de populare. Mai multe detalii în minutele următoare. Am organizat o bibliotecă temporară în cadrul Muzeului Municipal de Istorie. Deja utilizatorii s-au învățat, atât cei mici cât și adulții vin frecvent chiar și în această locație pentru a împrumuta carte. De asemenea, și celelalte secții funcționează, zic eu, la parametrii normali. Este vorba de secția de internet, unde continuă atelierul Code Kids pentru elevi, dar și cursurile de navigator 50+ pentru seniori. Sunt chiar destul de multe persoane care s-au înscris și vor să se inițieze în tainele calculatorului, așa că din acest punct de vedere stăm bine pentru această locație, iar în ceea ce privește evenimentele culturale suntem cel puțin la fel de activi, pentru că, iată, tocmai am încheiat
pe data de 21 martie, Ziua Internațională a Poeziei, unde am organizat un eveniment inedit la Centrul de Arte de la Borzești, alături de elevii clasei a 4-a de la Școala Gimnazială numărul 1. Am sărbătorit poezia primăvara, iar copiii prezenți, împreună cu bibliotecarii noștri, au creat poezii în stil Dada, așa cum făcea și Tristan Țara, au decupat cuvinte din ziare, reviste și au extras la întâmplare cuvintele, lipindu-le pe o foaie de hârtie, iar la final, chiar dacă în primă fază poate neînțelese, poeziile s-au bucurat de succes și au devenit, cum să spunem, creații ale copiilor din Onești. Ne pregătim pentru primăvară și avem și la finalul lunii martie evenimente programate în cadrul școlii altfel. Mai multe școli gimnaziale din Onești organizează ateliere în cadrul bibliotecii și la filiala Cosânzeana, dar vor veni număr mare și la proiecțiile de filme de la Cinema Capitol, așa că se anunță o săptămână încărcată pe finalul lunii martie, iar în aprilie o să avem o surpriză pentru oneșteni. Ne-am gândit de Sfintele Sărbătorii Pascale să organizăm, de fapt Primăria Municipiului Onești prin Direcția Cultură, să organizeze un concert de Paște și cred că cea mai potrivită artistă pentru această perioadă este Paula Selling. Are și un repertoriu bogat de pricesne, așa că am invitat-o pe 18 aprilie la Cinema Capitol într-un concert special de Paște. Biletele se vor pune în vânzare de miercuri 29 martie de la ora 13 în cadrul cinematografului. Prețul unuia este de doar 50 de lei, dar cred că se merită acest efort și mai ales în a doua zi de Paște oneștenii să se bucure de un spectacol frumos dedicat lor. Ca și evenimente importante, aș mai aminti pe finalul lunii aprilie, pe 24 aprilie, o nouă piesă de teatru în cadrul stagiunii teatrale, cu o distribuție bogată. E vorba de piesa Old Love cu maestru Cotimanis, Adrian Păduraru, și biletele se vor pune în curând în vânzare. Noi vom anunța pe rețelele de socializare și cred că merită văzută și această comedie romantică. Deci, cu alte cuvinte, o agendă frumoasă, o agendă pe care trebuie să ne ținem la curent cu toate noutățile, pentru că dinamica este în continuă mișcare, nu? Da, pentru că așa cum i-am obișnuit pe cei din Onești, Biblioteca Bradu Rosetti este un centru cultural zonal și chiar dacă anul acesta suntem mai restrânși ca spațiu, noi echipa am rămas în continuare la fel de activă și cred că merită să facem eforturi pentru actul cultural care se întâmplă aici în Onești. Numai puțin de finalul lunii aprilie vom redeschide în Parcul Municipal în weekend și proiectul care s-a bucurat de succes anii trecuți, Recitalurile Verii, unde vom invita tot felul de artiști de muzică folk, muzică clasică, muzică rock în weekend în parcul din Onești. Tot mai mulți trec pragul muzeului odată cu primirea în spațiu a Bibliotecii Oneștene datorită lucrărilor ce sunt în plină desfășurare la imobilul din Oitus 13. Poate puțin știu faptul că muzeul din Onești deține exponate unice în țară. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare. Numărul vizitatorilor a crescut, de fapt este într-o creștere continuă, pentru că exponatele prezente în muzeu ne recomandă și există o curiozitate pentru a le vedea și oamenii au tendința și dorința de a cunoaște istoria locală. Vorbeam înainte de a începe acest interviu de faptul că nu poate exista o localitate, un oraș, o comună, fără a ști rădăcinile, nu? De unde vii și încotro mergi? Sigur că da, și doar intrând într-un muzeu și văzând efectiv exponatele și rămășițele trecutului nostru, realizez cât de importantă este de fapt această istorie și cam cât de evoluată era societatea cu mult înainte.
Am făcut și noi înainte de acest material o scurtă trecere în revistă și ne-am bucurat de toate frumusețile care sunt aici adăpostite în cadrul muzeului și o să vă rog pe dumneavoastră să faceți o scurtă trecere în revistă. Sigur că da, vizitatorii noștri se pot bucura de exponatele care reprezintă paleoliticul, de la paleoliticul superior, se continuă apoi prin neolitic, eneolitic, epoca bronzului, epoca fierului și se continuă cu epoca migrațiilor și epoca medievală, terminându-se cu perioada primului război mondial. Și lucrurile bune, să zicem, nu se sfârșesc aici, pentru că în cadrul muzeului sau exponatele din cadrul muzeului sunt aduse, sunt găsite, descoperite, fie în Onești, și o să vă rog să dăm așa, că până la urmă știți cum e, nu ne știm trecutul, dar venim la muzeu și-l aflăm. Sigur că da, deci aici se pot găsi exponate descoperite pe întreaga Valea Trotușului. Onești, Târgu Ocnat, Târgu Trotuș, Viișoara, Bogdănești, și mai ales că în afară de filonul de sare, de exemplu, de la Târgu Ocna, noi am mai avut un filon de sare de la Bogdănești, care evident în timp s-a epuizat și sarea era folosită foarte mult ca troc. Da, deci iată că avem multe zone în care au fost descoperite aceste exponate. Am văzut și din Gura Văii, din toate zonele adiacente, să zicem, Onești. Sigur, sigur că da, la Gura Văii, la Pătrășcani, Siliște, deci avem locuri bogate în istorie în zona noastră. Am văzut și câteva exponate unice în România și o să vă rog să ne povestiți un pic despre el și o să ne întoarcem și cu imaginile să vadă cei care ne urmăresc. Da, avem câteva exponate. Avem, de exemplu, un vas din ceramica Cucuteni, un rebut din cuptorul olarului și mai avem câteva amforete care sunt folosite în ritualul de adorație. Avem, de exemplu, și câteva idoli zoomorfi, antropomorfi, tot de la Gura Văii, sigur că da. Și, bineînțeles, nu putem uita, iată, expoziția aceasta de etnografie pe care o avem și avem o colecție destul de bogată, la care a contribuit foarte mult și domnul Ghiță Teacă. Deci. Vreau neapărat să facem o invitație pentru cei care ne urmăresc, atât elevii cât și părinți cu copii, să vină la muzeu. Da. Să știți că am fost plăcut surprinsă că au venit de multe ori părinți și copii care au spus că le plângeau efectiv copiii pentru că voiau să vină să viziteze muzeul și le spuneau părinților, dar mi-ai promis că mă aduci la muzeu să-l văd, da, și trăgeau de părinți până când îi aduceau la muzeu. Și ca o surpriză, nici părinții nu văzuseră muzeul până la momentul respectiv. Deci și-au fost plăcut surprinși de ce au găsit aici. Pentru cei care ne urmăresc, de la cât pornește prețul unui bilet pentru un copil și pentru un adult? Deci, pentru grupurile organizate, prețul biletului este de 3 lei, iar pentru persoanele care vin individual, da, prețul este de 5 lei. Și programul, de când până când și în ce orar? 8 până la ora 16, de luni până vineri inclusiv. Nu e nevoie de programare? Nu. Deci doar pentru grupurile organizate, mai ales în perioada programului școală, altfel, da, pentru a nu se suprapune. Muzeul de istorie din Onești a fost înființat în anul 1962. În colecția muzeului sunt exponate de arheologie și istorie locală, unelte din silex și corn de la Târgu Ocna, materiale arheologice descoperite la Borzeș, Căbeș, Gutinaș, Gura Văii, Bogdănești, Viișoara, vestigii medievale la Târgu Trotuș, colecții numismatice, colecție de obiecte eneolitice aparținând culturii Cucuteni și multe altele. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 28 martie, cerul va fi parțial înnorat, sunt posibile ploișoare dimineața. Mercurul în termometre ajunge până la valori de 8 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de -3-4 grade Celsius. Miercuri 29 martie, vremea se răcește. Sunt șanse mari de ninsoare, iar mercurul în termometre nu trece de valori de 4-5 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la -4 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.